numai 4 zile de la nuntă, Bianca și Victor au ieșit pentru prima dată ca soț și soție în club. Și dacă toți se așteptau ca cei doi să fie extrem de tandri unul cu celălalt, Roșcata părea mai degrabă îndrăgostită de telefon decât de soțul ei. În timp ce Victor se conversa cu un amic, Bianca butona de zor mobilul. Oare se plictisea atât de tare Roșcata sau discuția prin SMS-uri nu suporta amânare? Minute în șir, Bianca a scris și a tot scris și a încercat să ferească ecranul telefonului de ochii curioșilor. Dar nu numai. Chiar și atunci când soțul și-a îndreptat atenția către ea, Roșcata a continuat să scrie, dar a încercat să ascundă mesajul cu mâna. După mai bine de 5 minute în care Bianca a compus, se pare un mesaj destul de lung, Victor și-a pierdut răbdarea. Exact când prezentatorul a încercat să vadă cine i-a căpătat atenția soției lui, Roșcata a trimis în sfârșit SMS-ul. Chiar dacă mai avea puțin și făcea întorse la gât la cât s-a holbat în mobilul soției lui, Victor nu a putut să afle ce a fost mai important decât el pentru Bianca. Roșcata a reușit să ascundă perfect ecranul telefonului, astfel încât conversația dintre ea și destinatarul mesajului să rămână una privată. Și asta nu a fost tot. Nici măcar după ce a ieșit în fugă din club și a urcat în mașină cu Victor, Bianca nu a lăsat telefonul din mână. Ce gest disperat a făcut proaspăta soție, dar și cu cine a vorbit prin SMS-uri toată noaptea, aflați mai târziu la Acces Direct.